N-am știut exact dacă în Statele Unite, am vrut să plec. Asta vreau să te întreb, de ce tocmai state? Iarăși, sunt două motive. Unu, ai mei au, mătușa mea locuiește în Texas, în Statele Unite, și fusesem în Statele Unite de mic și mă fascinase New York. La 12 ani am zis, maică-mi, că eu vreau să locuiesc în New York. Deci mă fascinase orașul ăla, ceea ce New York nu e foarte polarizant. Fie îți place foarte mult, fie îl urăști. Frate mi-l urăște, eu îl iubesc, de exemplu. Adică e foarte, foarte polarizant. Deci ăsta a fost primul motiv. Și al doilea motiv, nu știam exact ce încotro să mă îndrept, și am avut o întâlnire foarte interesantă cu Aneta Bogdan, pe care un alt om pe care îi datorez mult, deși am avut o interacțiune foarte scurte. Și Aneta mi-a spus, pleacă din țară și nu te duce în Europa. Dacă poți te duce în Statele Unite, te duce în Statele Unite. Pentru că în continuare, și văd asta în fiecare zi, adică se confirmă exact ce a spus. În Europa, din păcate, în Europa de vest, în continuare vei fi privit ca un român. În vreme ce în Statele Unite nu o să intereseze pe nimeni. Ba din potriv, o să sune poate exotic și poți să-ți creezi un avantaj din asta. Ceea ce s-a dovedit exact așa. Și acum mă uit, lucrez cu colegii ai mei din Europa, care au colegi români, și mă uit cum eu sunt tratat ca un demizeu, pentru că vin din New York și din Statele Unite, și pentru că suntem piața asta atât de mare și ce facem noi e foarte specializat și la un nivel foarte înalt, pe când la românii cu care ei lucrează zi de zi, se poartă cu ei ca și cum. Sau cel puțin eu am sentimentul că îi tratează de multe ori ca second class citizens, ceea ce mă... Cum sunt americanii acum după 6 ani de când... Nu știu. ...în state? Și mai mult de atât, mă interesa care a fost primul impact pentru tine, adică real, ok, tot ce zice toată lumea că o să fie, dar care a fost pentru tine, efectiv, primul impact și cât timp ți-a luat să-i cunoști astfel încât să poți să fii sigur că ceea ce faci pe strategie sau aproape sigur, că vorbeam de probabilități, va avea un impact real în viețile lor și în ceea ce vrei să le comunici. Nu cred că pot să spun că îi cunosc pe americani, nu? Și iarăși, apropo de context și de specificitate, eu stau în New York. New York este un oraș foarte atipic și specific, nu? Foarte mulți New Yorkers se spunând că sunt New Yorkers, nu americani, nu? Adică e o piață foarte specifică. Eu sunt un om foarte norocos, sau mă consider un om foarte norocos. M-am adaptat foarte repede social, am avut niște cunoștințe acolo care m-au ajutat să mă integrez foarte repede. Am intrat într-un program de master în care media de vârstă era media mea, era cam de 30 de ani, deci noi eram totuși niște copii, și atunci am creat și un program foarte intens. Programele foarte intense creează și relații foarte puternice. Și atunci am creat relații foarte repede și foarte strânse cu oameni care, nu știu, au venit la nunta mea în Bucovina, din New York, nu? Am creat așa un context social foarte, foarte rapid, pentru că, totuși vrem, nu vrem, noi suntem foarte influențați de, nu, Statele Unite e o putere culturală hegemonică în momentul ăsta, nu? Noi eram deja foarte influențați de cultura lor. Și și citisem foarte mult despre asta, și toate filmele pe care le-am văzut de când eram copii ne ajută să înțelegem etosul cultural american, să înțelegem piața, dacă vrei, din perspectivă de marketing. Noi suntem mult mai americani decât credem, și asta este prin forța lucrurilor, pentru că Statele Unite e o putere atât de culturală, atât de mare. Și mai ales odată cu globalizarea. Sigur că da. Adică n-am simțit nicio secundă că sunt referințele. Acum, uite, colegii mei din departament, adică noi, eu sunt VP și managerul meu care e VP și colega mea care e de pe aceeași linie cu mine, pentru că sunt de altă vârstă, adică sunt cu 10-15 ani mai mari, au într-adevăr niște referințe și au niște inside jokes, niște referințe culturale pe care eu nu le prind și fac foarte mult mișto de faptul că nu le prind și că zic, I don't understand, nu știu la ce vă referiți. Dar cei de vârsta noastră
avem cam aceleași referințe, ne-am uitat la aceleași filme și mie mi-a plăcut Seinfeld și lor le-a plăcut Seinfeld, e că suntem destul de apropiați ca din perspectivă, din perspectiva asta. Te întrebăm așa de, din curiozitatea de cum îi mai poți surprinde pe americanii ziua de astăzi? Ca să poți să faci ceva creativ și să le atragi atenția, ce le mai atrage de fapt atenția într-o lume în care suntem atât de abuzați până la urmă de informație? Asta e tot jocul, nu? Asta e tot jocul în marketing acum. Totul e despre surpriză și despre a încerca să rupi rutina și the patterns of behavior pe care le au, pe care le avem cu toții până la urmă, nu? Se vorbește în engagement, strategy, deja nu vorbim despre thumb stopping ads, adică un ad care să te facă să te oprești din scroll, ci thumb reversing, adică deja nu este suficient să mă opresc pe un... Să te întorci la el. Da, adică metricul este mă s-a întors sau nu s-a întors la el. A trecut de el și pe aceea zis, ok, e ceva acolo și m-am întors. Ceea ce sigur că elimină puțin din... devine un joc foarte tactic. Ceea ce, pentru că vin din strategie, nu mi-e foarte... dificil să... Da, și nu știu, nu-mi place, între noi fie vorba, nu-mi place. Nu este jocul pe care... jocul de a atrage atenția consumatorilor nu e jocul meu preferat. Și cumva de asta și... domeniul în care sunt acum, healthcare, mă ajută pentru că este foarte specializat și se adresează unor oameni care deja au o nevoie și deja au atenția lor este pe... sunt oameni care au o problemă de sănătate sau sunt doctori specializați într-o anumită arie terapeutică, drept care atenția lor e deja acolo și tu trebuie doar să demonstrezi strategic că ești mai bun decât X sau Y sau că le aduci lor mai multă valoare, dar nu trebuie să-i oprești din scrollatul frenetic pe platforme de socializare și de asta nu mai place consumer, adică mi se pare... Uite, când povestești așa, pare foarte simplu, dar partea asta de gândire strategică este un mușchi care trebuie antrenat permanent și foarte mulți, poate din generația puțin mai tânără decât noi, au impresia că a fi un bun strateg, adică ori ești, ori nu ești, te naști așa. Și aș vrea să le povestim un pic astăzi dacă e așa sau nu și cum îți antrenezi tu acest skill până la urmă. Cred că, ca de obicei, lucrurile sunt... două adevăruri funcționează în același timp. Cred că trebuie să ai niște abilități aproape native, nu? Pentru a avea o inclinație, să zic, spre strategie. Sunt assessments psihografice care arată asta, de exemplu. Cei înclinați mai degrabă spre o vedere de ansamblu versus atenția la detalii s-ar putea să aibă mai degrabă o înclinație spre strategie decât spre craft. Eu sunt un 100% un exponent al, eu sunt îngrozitor de net practic și net talentat în craft și am o atenție la detalii îngrozitoare, nu am o atenție la detalii. În același timp, văd foarte mult, am o vedere de ansamblu mai degrabă și văd mai degrabă în sisteme și în patterns. Asta m-a ajutat foarte mult și asta este innate, nu e mai degrabă decât antrenată. După aceea, cred că un foarte bun strateg, în primul rând, trebuie să citească permanent și să citească, în primul rând, literatură de specialitate. Dar e bine să fi citit poate și dincolo de literatura de specialitate, să aibă cât de cât o cultură mai vastă pe care sigur să o întrețină. Cred că un strateg în același timp trebuie să practice. Cred că este esențial să fii tot timpul in the trenches și să fii tot timpul în, și atunci când nu mai ești, risc să devii anacronic.